Mă numesc Cătălin Pițigă, lucrez pentru Petrom de foarte mulți ani, mai exact din 1991, adică imediat după ce am absolvit Universitatea din Ploiești. De-a lungul acestor ani am coordonat diverse proiecte ambițioase de investiție, dar poate cel mai impresionant, atât ca dimensiuni, cât și ca tehnologii folosite, va rămâne proiectul Second New Crude Oil Tank, pe care îl puteți vedea în spatele meu. Vorbim despre cel mai mare rezervor operațional existent astăzi în România, echivalentul la aproximativ 1.200.000 de rezervoare auto de carburant. Avem de-a face cu o construcție metalică, în greutate de 1820 de tone, cu un diametru de 77 de metri și o înălțime de 35 de metri. Proiectul a fost realizat fără nicio schelă și fără nicio macara pe tot parcursul procesului de construcție de aproape 2 ani. Rezervorul a fost construit de sus în jos, folosind un sistem centralizat automatizat de ridicare virole, folosind cricuri hidraulice acționate pneumatic, iar domul de aluminiu a fost construit în interior, pe fundul rezervorului și ridicat pe poziție în vârful acestuia, la fel, folosind un sistem centralizat acționat pneumatic. Ambele tehnologii au fost folosite în premieră în rafineria Petrobrazi, reducând durata de execuție a rezervorului și oferind condiții maxime de siguranță pe perioada lucrărilor. Sunt mândru că prin acest proiect am demonstrat nu doar competența noastră tehnică, ci și dedicarea față de standardele cele mai înalte de siguranță și calitate. Acest proiect este doar una din multiplele provocări pe care le vom întâlni în drumul nostru. Cu efort continuu, colaborare și pasiune pentru ceea ce facem, nu cred că există limite pentru ceea ce putem realiza împreună la Petrobras. Felicitări pentru primii 90 de ani de succes și la mulți ani, Petrobras!